Bună ziua și bine v-am găsit! Am venit în astăzi seară cu rușine și îndrăzneală să vă vizităm noi iară! Să vă vizităm din nou în seara lui anul nou! Dar nu de urfi bani bătiți numai dacă aveți fetițe! Că la fiecare casă văd fetițe 5 și 6, toate mi se par frumoase, dar și frumoase și urâte, toate ar vrea să se mărite. Aribuzele văpsite, sprinșenile înconvoiate și unghiile nităiate, așa se întinde și sunt oaie, parcă se roagă, se ploaie, să se facă învățătoare, sprăitorează. Ia mai bunați, mai frateri, mă! Păi să vezi după ce am terminat armata, să vezi și a zis lui tata. Păi tata, eu sunt liberat, băiat bun pentru înturat. Mama m-a luat la șoturat până când nici n-a mâncat. Când s-o trebuie s-o ții, s-o întreg întâi și știe. Știa coasă, știa țeasă, dar să fie și frumoasă. Să aibă pământ grădini, vite multi și găini. Rochii iar să nu aibă multi, dar rochițe de prea scurte. Păi corpul arăta frumos cu rochița lungă în jos, într-o sară rogodesc, din unte mă pregătesc. Dar să vezi, mai frățăoare, când în țartea însurătoare, tai leamne, fă mâncare, tocneaște bucătăreasă, pregăteaște de mireasă, nu ridic așa, vă spun drept eu. Ia mai mâna, băieții mei, mă! Păi mă scul luni de dimineață, dau la păsări mult și vaca, bat și sapa, și apun eu tășcuța pe sapă cu mălică și cu șapă. Și apun plec între gârli la prășit, nevasta o lăs în pat dormind. Ziua mi-a trecut ca miuti, mă gândeam și eu la multi. Mă gândeam și la nevastă, ce mai fi făcând acasă? Seara când vin, ce să văd? Ce-i și nu-mi vinea să cred? Pot și tețul la din foame, neva, în găinii pot cădășea, ceva asta era ca în pat dormea. Eu am zis că nu e șagă să vezi beata că e bolnavă, dar într-o zi să vezi ce îmi spune dimineață, plec în lume. Băi,